Romii au părăsit tribunalul Mehedinții luni noaptea fără ca cineva să-i poată opri pentru că ordonanțele de reținere le expiraseră. O oră mai târziu, judecătoarea a anunțat că 4 dintre cei reținuți au primit mandat de arestare preventivă. S-a aplicat în mod corect legea. S-a luat măsura arestării preventive față de cei care erau probe în dosar și nu s-a luat măsura arestării preventive, ci măsura obligării de a nu părăsi țara pentru cei care nu există pericol pentru ordinea publică. Polițiștii au reușit să-i aducă în arestul IPJ Mehedinți pe 2 dintre cei 4. Ceilalți 2 indivizi au fost dați în consemn la frontieră și în urmărire generală. Față de cele 2 persoane care au mandate de arestare preventive emise de Tribunalul Mehedinți, astăzi a fost dispusă urmărirea la nivel național, întrucât au fost căutați la domiciliu și nu au fost găsiți. Bărbații riscă să li se mărească pedeapsa dacă nu se vor prezenta la poliție. Nici avocații lor nu au reușit să ia legătura cu ei. Tot luni seara, 7 indivizi au fost eliberați și vor fi cercetați în stare de libertate, între ei și finanțatorul FC Hunedoara, Silvan Toma. Procurorul a formulat însă recurs cazului lor. 2 dintre cei 4 membri care au primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile au ajuns în arest, fiind reținuți de către lucrătorii IPJ Mehedinți. Ceilalți 2 sunt în continuare căutați de poliție. În cazul celorlalte 7 persoane, procurorul DIICOT a formulat recurs la decizia judecătorului Tribunalului Mehedinți de a fi cercetați în stare de libertate. Recursul se va judeca luni la Curtea de Apel Craiova. La ieșirea din tribunal, finanțatorul FC Hunedoara s-a arătat mulțumit de decizia judecătorului de a-l elibera și încrezător că nu se va întoarce în arest. E conform legii și conform celor ce avea DIICOT-ul la dosar. Adică nimic. Acuzațiile care vi s-au adus? Ce pot să spun? Nu pot să spun nimic. Nefondate. În dosarul tranzacțiilor cu fier vechi în care s-au emis facturi fictive și s-a încasat TVA ilegal, sunt cercetate în prezent 21 de persoane, 4 dintre ele în stare de arest preventiv. Arestările s-au făcut după cele 30 de descinderi de duminică dimineața în 5 județe. Firmele fantomă care emitau facturile aveau sediile în Strehaia.